Bună seara, dragi privitori! Cum v-am obișnuit, în fiecare marți și joi abordăm teme diferite care ne interesează zi de zi în emisiunea Frumusețea în Detalii, împreună cu partenerul Unica.md și Farmacia Familiei. Astăzi o să vorbim despre o temă foarte, foarte actuală, în special în sezonul nostru de primăvară. Este vorba despre podoaba noastră capilară. De ce ne cade părul? Care sunt problemele cele mai des întâlnite? Și o să încercăm să dezghiocăm acest subiect alături de invitata noastră de astăzi. Este doamna doctor, dermatolog Lucia Țiganu. Bună seara și bine ați venit! Vreau să vă spun că să fiți foarte, foarte activi, să comentați, să dați like, share, să distribuiți acest eveniment, pentru că partenerul nostru de astăzi, Revalid, a pregătit și o surpriză pentru dumneavoastră. Așa că o să câștigați și un premiu dacă o să fiți foarte activi. Doamna Lucia, avem întrebări foarte, foarte simple, cumva, care ne interesează pe fiecare din noi, dat fiind faptul că suntem în sezonul de primăvară. Și foarte des o să auzim de la multe, multe domnișoare sau femei, o să zică, îmi cade părul groaznic. De ce se întâmplă această chestie, în special primăvara sau toamna? Da, într-adevăr, căderea difuză sau căderea părului reprezintă o problemă atât la bărbați cât și la femei. Există oricare a două femei într-o anumită perioadă din viață care s-a confruntat cu această problemă. Pe când la bărbați apare după o anumită vârstă. Dacă ne referim sezonier, adică după o anumită perioadă din viață, perioadă sezonieră, primăvara, lipsă de unele vitamine, microelemente, care în perioada de iarnă sunt într-o alimentație, este mai puțin prezente. Asta și se reflectă asupra căderii firelor de păr. Ceea ce ține în perioada de toamnă, foarte des după expunerea la soare, care merge în perioada estivală, cu soare mult, la fel acționează o cădere mai abundentă în perioada aceasta de toamnă. Deci, cumva, factorii noștri externi influențează foarte mult asupra frumuseții. Și alimentari, ceea ce ține lipsa de unele vitamine, minerale, pentru că eu proteine, personal nu știam. Este o dietă mai săracă în aceste aporturi de minerale, influențează asupra firelor. Și atunci, în perioada asta, ce sfaturi ne-ați da femeilor și nu numai? Ce să facă în cazul în care au observat o cădere a părului? Să folosească ce? Uitați, în mod firesc, în anumite perioade a vieții cade, adică în fiecare zi cad firele de păr într-o proporție de la 50 până la 100, dar când vedem o cădere mai abundentă, un timp mai îndelungat ca durată, este necesar de a se adresa la medicul specialist pentru a examina și a înlătura cauza. De ce femeile însărcinate? Asta eu vorbesc din propria experiență, pentru că atunci când eram însărcinată cu copiii mei, aveam părul super cu volum și erau strălucire nu știu de care. După care am devenit deja mamă, am născut, am început procesul de alăptare, părul meu a început să cadă la greu și mă țin minte vara trecută că eram ca o păpădie din asta, pentru că părul meu era de jur împrejur. De ce se întâmplă acest fenomen în corpurile femeilor? Asta este o cădere fiziologică des întâlnită la femei care au fost însărcinate. După aproximativ 2-3 luni după ce au născut, se confruntă cu această problemă care durează, din păcate, pot fi până la 6-9 luni postpartum, din cauza hormonale și totodată și lipsa de unele microelemente și vitamine care în timpul alătării ele se epuizează. Mamele în cazul ăsta trebuie să-și facă griji, să apeleze la un medic specialist? Dacă este, da, foarte corect, dacă este o pierdere enormă, da, se poate suplini cu unele vitamine, cu complexe de vitamine care se recomandă și în timpul alătării. Uh-huh. Și ce suplimente alimentare, gen, nu știu, care le găsim în farmacie sau dumneavoastră le prescriți? La noi există complexe de vitamine și minerale care se recomandă în timpul alăptării. Este genul Revalid Complex Hair, care se poate administra și în timpul alăptării. Uh-huh. Asta este vorba despre acest complex care este și pentru femeile însărcinate, pentru că multe din noi credem că atunci când alaptează, pentru că multe cred că nu se poate absolut nimic de folosit și în cazul ăsta multe mame sunt stresate, ca și cu multe alte medicamente nu le folosesc.
Știm foarte mult că și alimentația, tot ceea ce mâncăm, înseamnă, se reflectă asupra organismului nostru. Ce alimente folosim pentru a fortifia sau a întări și să prevenim căderea părului? Trebuie să fie o dietă echilibrată, totodată bogată în vitamine și minerale, aminoacizi, proteine, să nu se facă o lipsă din aceste elemente, fiindcă toate, dacă se duce o dietă drastică, îndelungată, duce la o minimalizare a acestor stocuri, după care se reflectă și asupra părului. Dumneavoastră, ca specialist, recomandați, spre exemplu, când e sezonul ăsta de primăvară, să-și iau un complex femeile de minerale, vitamine, ca să le folosească, nu știu, cât durează ele, o perioadă, o lună sau două? Dacă se confruntă, sigur, cu problema aceasta, nu le recomandăm. Este binevenită, cred că, pentru sezonul ăsta. Cum ne îngrijim corect părul? Poate nu este chiar domeniul dumneavoastră, că sunteți doctor în dermatologie, dar multe femei nu cunosc și atunci ce trebuie să le spuneți pașii ăștia elementari peste care ele sar cumva? Că multe femei pur și simplu intră în baie, stau 5 minute și au ieșit. În funcție de tipul de păr, se alege corect și șampanie de îngrijire. Există păr de tip uscat, tip de păr gras, cu o problemă care este căderea. În funcție de problema necesară, se utilizează și șampanie de respectivă. Mulți, tot acum mai des auzim în publicități, că să evităm șamponurile care conțin parabeni, sulfați, cred că ăștia sunt termenii. Într-o oarecare măsură este corect și ingredientele ar acționa asupra firelor de păr. Cum prevenim căderea părului? Pentru că asta ține și de vârstă. Bănuiesc că, iată, în cazul femeilor care alaptează, ele o să iau un complex de vitamine. Dar, spre exemplu, unii bărbați sau unele femei care nici nu bănuiesc că au o problemă oarecare, ce fac ei? Cum previn această cădere? Pentru a preveni, oricum, noi ducem un mod de viață destrăduit de dus un mod de viață sănătos, cu un aport de vitamine, minerale, aminoacizi, de a nu face Când o persoană ar trebui să vină la specialist, atunci când, nu știu, ca să vină să-și rezolve cumva problemele, care sunt semnele alarmante ca să ne aducă la ușa specialistului? Așa, când vede că o perioadă mai îndelungată cade părul și în cantități mari, asta este semnul cel mai alarmant. Când vede o porțiune de scalp lipsit de păr, firele de păr, iată, și merge la adresarea medicului dermatolog. Deci nu cumva să punem, cumva să se gândească că asta este factorul genetic sau ceva de genul ăsta. Deci sunt probleme care trebuie soluționate. Da, ceea ce ține de perioada de vârsta asta tânără, ea trebuie neapărat de adresat și de examinat și de înlăturat cauza care favorizează căderea părului. Care sunt probleme cu care cel mai des vă întâlniți dumneavoastră la pacienți? Este cea mai frecventă, ceea ce ține de căderea părului, este căderea difuză, alopecii areate, care sunt des întâlnite la copii, la bărbați alopecii androgenică. E foarte interesant și cred că dacă se poate pentru fiecare, ca să le împărțim cumva pe capitole, despre alopecie la copii, prima dată aud acest termen. Da. Ce înseamnă asta și dacă mămicile cumva observă chestia asta, să știe mai multe informații despre asta. Deci este o cădere localizată la nivelul scalpului, când părul cade pe porțiune, deci circumscris. Porțiune de scalp lipsită de păr, circumscris. Adică când mulți spun că copilul a stat pe spate și cumva s-a ros părul la spate? Sau... Este fiziologic, ceea ce ține de alopecia, de anumii de fricțiune, adică un tip mecanic într-un fel, adică când iau ies din cap și porțiunea asta el cade, ceea ce ține occipital. Dar ceea ce ține de copii, la vârsta de 3 luni, oricum părul el se schimbă și merge în reînnoirea, care este un păr de tip matur deja, care apare toată viața la vârsta de 3 luni.
Ceea ce vorbim de alopecia, alopecia areată, des se întâlnește și la copii, și la maturi, și cauzele tot pot fi diverse și ele trebuie să în mare majoritate examinate. După 3 luni poate să apară această problemă și atunci specialiștii intervin cumva cu un tratament medicamentos sau... Nu ține după 3 luni. Adică parcursul vieții poate să apară, nu ce ține că după ce s-a născut după 3 luni. Adică pe parcursul cel mai des, adică spontan, nu după 3 luni. Uh-huh. Eu personal cunosc o tânără care are 20-20 și ceva de ani și am observat că are o cădere activă a părului. Ce trebuie să facă ea în acest caz? Dacă este o cădere, cum am menționat mai sus, de o perioadă mai îndelungată și ca calitate mult, este necesar de a merge la consultația medicului specialist, de examinat și totodată de înlăturat cauzele care sunt. Uh-huh. Alina Bejenaru, ce le recomandați bărbaților care chelesc în vârful capului? Deci, ceea ce am spus la bărbați este alopecia androgenică, care apare cel mai frecvent după o anumită perioadă în viață. Aici mergem un tratament complex, aș spune, dar de totodată și vitamine și tratamentul local cu preparate antiandrogenice sub formă de substanță activă, aș numi minoxidil și îndelungat. Deci bărbații care observă că observă această alopecie la bărbați și destul de tineri. Adică, într-un fel, pentru a preveni, ca să nu cadă atât de mult părul, ca să ajungă la o chelie, la o vârstă tânără, să spunem. Mm-hmm. Pentru a întreține și totodată și pentru a stimula cei ce... De la mulți bărbați am auzit și soțul meu are această problemă. Mulți zic că este o chestie genetică. Este adevărat? Da, absolut. Se transmite genetic, predispoziție genetică de a avea alopecia androgenică. Și în cazul ăsta înseamnă că tratamentele cumva o să lungească cumva căderea părului, dar nu o să-și soluționeze. Da, în realitate este aceasta, da. Mm-hmm. Deci, cum n-am dat, cumva doar medicina o să ne ajute ca cumva 3, 4, 5, 10 ani să cumva să menținem, dar după aia se va mai întâmpla. Cât trebuie să dureze un tratament prescris de medic dacă se întâmplă și ce trebuie să, cum trebuie să-l urmeze corect? Așa, tratamentul este de durată, de la 3, poate dura de la 3 până la 6 luni, de obicei administrăm multe vitamine și minerale cu un conținut de fer, de zinc, de cupru, de biotină, de aminoacizi, de acizi grași pe o durată de 3-6 luni, ceea ce ține deci sistemic, ceea ce administrăm local sunt șampoane revitalizante, care totodată stimulează creșterea firilor de păr și tratamentul local îi indicăm ca loțiuni, ceea ce ca substanță activă poate fi și un minoxidil și totodată și loțiuni, seruri care stimulează și totodată fortifică firile de păr. Spre exemplu, v-ați ciocnit cu astfel de probleme că atunci când pacientul a început tratamentul și l-a abandonat peste o lună? Se întâmplă, dar noi de obicei le spunem pacienților că tratamentul este de durată și efectul va fi văzut minim 2-3 luni. Deci nu trebuie să așteptăm că iată e ca o pastilă din asta magică care e luat-o și iată mâine o să ai părul ca la Rapunzel. Deci trebuie să ai răbdare ca să vezi rezultatele undeva peste 7-8 luni. În cazul șamponurilor, deci ele la fel trebuie folosite ca tratament de curs de 5-6 luni, un an? Da, se poate de folosit pe o perioadă nedeterminată, cât este problema, adică până în 6 luni, la sigur. Ce înseamnă, spre exemplu, o cădere normală și o cădere, nu știu cum, care să ne pună în gardă? Așa, zilnic pierdem în jur de 50-100 de fire de păr, dar când vedem că este o cantitate în exces,
în exces și timp îndelungat, înseamnă că este o problemă care ea trebuiește examinată și să se adreseze la medicul specialist. Doamna Iachim Cristina ne întreabă: dacă am luat 3 luni forcapil și încă îmi cade părul, care ar putea fi cauza? Cauzele pot fi nu numai insuficiențele de vitamine, pot fi multiple, începând de la dereglările endocrine, care poate fi, deci, anumite patologii a glandei tiroide, poate fi o hipofuncție sau o hiperfuncție, când este testosteronul crescut, o hiperandrogenism și alte maladii și alte boli endocrine. Totodată mai poate fi și un stres, o cauză esențială în căderea firelor de păr, sau unele boli infecțioase totodată, chiar și după o viroză, după o gripă, ne putem întâlni cu așa manifestare. Chiar și după infecția virală, care este coronavirus, tot post infecție virală, se întâmplă și o cădere de fuză după tratamentele acestea de durată și totodată care influențează la căderea părului. Asta și era următoarea întrebare, pentru că am citit undeva pe forum că multe femei se plâng că după ce au avut COVID au început să cadă părul foarte, foarte activ și în cazul lor cred că tot e nevoie să continuă sau să ia vitamine și microelemente. Da, sau? Absolut. Da. Așa, Albina Bejenaru: ce trebuie să trebuie să ne facem griji atunci când la 22 de ani jumătate din părul de pe cap este sur? Iarăși poate fi genetic sau poate fi iarăși o problemă la glanda tiroidă sau insuficiențe de unele microelemente, cupru. Iarăși când este lipsă, poate să fie ca părul gri să apară la o vârstă atât de timpurie. Deci să înțeleg așa că factorul genetic tot contează. Absolut. Dar este și putem să prevenim această, nu știu cum, înălbire, pentru că eu personal m-am trezit că la 31 de ani am vreo 15 fire de păr și m-am stresat atât de tare și stau și mă gândesc de ce au apărut ele. Stresul, toate împreună. Stresul, copiii, deci toate îți fac bătăi de cap. Nu este cazul să se adreseze la medic sau... Da, el ar fi bine de examinat glanda tiroidă și totodată. Da, el este necesar. În principiu, dacă brusc a apărut, e de examinat. Uh-huh. Să nu fie o problemă. Doamna Iachim Cristina, vă mulțumim că ne urmăriți și ne-a mai pus o întrebare. În ce măsură consumul echilibrat sau neechilibrat de apă influențează sănătatea părului? Ea influențează, da, o hidratare corectă totodată și părul sănătos. Într-o oarecare măsură influențează, nu pot să spun că e esențial. Da, în cazul acesta, dacă asupra pielii este... Nu cumva să credeți că nu trebuie să consumăm apă, da, pentru absolut. Că mulți confund asta și știu pe mama mea că un pahar de apă sau două, dacă le consumă maxim pe zi, și o cert foarte mult pentru asta, că zic că e nevoie ca să ne hidratăm și ca să avem și părul și pielea sănătoasă. Așa, mai avem alte întrebări... Ce înseamnă despre căderea anormală, nu ne-ați spus, în sezonul de primăvară, da, toamnă, care este căderea normală și cea anormală în detalii, dacă puteți să ne spuneți. Când sunt primele semne că eu, iată, trebuie să mă duc la medic în momentul în care astăzi mi-au căzut 10 fire, dar peste o săptămână mi-au căzut 100 de fire? Vedeți că chiar după baie vă uitați că se acumulează mai multe fire de păr sau pe pernă vă uitați când după ce vă treziți sunt multe fire de păr în pat sau când vă pieptănați la sigur când se adună mult în pieptine și vedeți că timp îndelungat asta se întâmplă, sunt semnele alarmante că ar fi bine de adresat pentru consultații. Bănuiesc că mulți uneori fac unele greșeli că iau tratamente neprescrise de medici. Ce ați recomanda să nu facă? De obicei, pacienții care văd o cădere alarmantă, este necesar mai întâi de examinat, de adresat și de examinat. Pentru sunt situații când ar fi bine mai întâi de examinat, apoi de început tratamentul. Există și așa situații. Doamna Tamara
ne întreabă, dacă părul se despică foarte, foarte tare la capete, asta este o problemă? Poate fi în urma unor agresiuni termice, ca feonul sau placa, dacă folosește, sau poate fi și din lipsă de unele microelemente, fer sau altele minerale, aminoacizi esențiale. Care pot fi alimentele naturale pentru pielea scalpului și părului? Iată ce consumăm noi din alimentele zi de zi, ne întreabă Albina Bejenaro. Cei ce ține legume care conțin fer, carnea totodată, cei ce conține proteine, aminoacizi, peștele. Deci cât mai multe legume să, și, să consumăm și fructe. Și totodată și produse animaliere, ele tot sunt cu aportul lor de vitamine și totodată și aminoacizi, proteine. Voiam să întreb, multe femei, multe domnișoare apelează la tot felul de tratamente estetice pentru a întări părul, nu știu, gen keratina, gen măștile. Ele sunt binevenite sau sunteți cam sceptică la acest capitol? Sceptic, aș spune, dar totodată de ce? Este, pentru că oricum el merge ca o agresiune asupra firului de păr. Cu produsele, depinde de proceduri. Depinde de proceduri. Iată, aici cred că dumneavoastră cunoașteți, poate ați auzit sau v-ați documentat care sunt procedurile corecte și care sunt cele de care ar trebui să ne ferim. Ceea ce ține de îngrijire, vorbiți? Da, exact, de îngrijire. Da. Pentru că multe domnișoare sar la oferte, nu știu de care, atrăgătoare, care ne par nouă foarte, foarte bune și după aia bănuiesc că au și probleme. Încep să cadă părul sau să apară mătreața. Este unul din factorii care voiam să întreb. De ce? Terminăm cu keratina, după care revenim la această mătreață care apare undeva. Deci, ceea ce ține din factorii chimici, aș spune că ar influența negativ asupra structurii și totodată și din cauza asta poate și să cadă firele de păr, ca vopseaua, ca permamentul, soluția de permament sau din decolorările astea. Aceste proceduri, ele influențează negativ asupra structurii și totodată influențează asupra căderii. Ceea ce ține de tratamentele, hair de stil de îndreptare, keratină, oricum ele au un impact negativ. Foarte mult se ciocnesc cu mătreața. Ce facem cu ea? Iarăși poate fi o dereglare a metabolismului, poate fi o dereglare hormonală, totodată poate fi unele probleme interne care trebuie să fie examinate. Sunt persoane care au ciuperci sau nu știu cum e corect, cred că în termenul ăștia, destul de masive, da, unde e, în zona aia e ca o, nu știu cum, ca o pernă care stă acolo și... Cred că vorbim despre dermatita seboreică, este o boală cronică, care, din păcate, cu perioade de acutizări și calm, cu perioadele de acutizări cel mai frecvent în perioada de toamnă-iarnă, se acutizează deseori când folosim în alimentație ceva picant, iute, după unele probleme gastrice, aș vorbi aici, aș discuta când este prezentă o gastrită, un ulcer. Deci asta ar putea să fie pentru că aparent auzim despre mătreață că e uneori ceva normal, dar mie mi se pare că este o problemă unde trebuiește tratată sau trebuie să specialistul să intervină. Da. Șamponurile care sunt împotriva mătreței, ele sunt bune sau mai puțin bune? Recomandăm, fiindcă asta este o soluție locală, un tratament local, cei ce ține în funcție, avem șampoane cu substanțe medicamentoase, gen ketoconazol sau cu seleniu, sulf și alte preparate locale. Ne întreabă fetele dacă măscuțele sau produsele naturale, cum ar fi mierea, ouă, ulei de cocos, ulei de măsline, tot obișnuim să avocado cu ulei, ele sunt binevenite sau nu? Dacă nu este o cădere abundentă, da, sunt binevenite. Dar în cazul... De întreținere, da. Ele o să ajute.
Deci despre mătreață deja am vorbit, Alina Vigenaru ne-a întrebat, dar noi deja vorbisem. Recomandați tratamente măști naturale anticădere? Cu scop de întreținere am vorbit că da. Să recomandați. Ce, să putea, da, ce puteți să ne recomandați? Ceea ce s-a și menționat, gen ou, ceea ce ține clătituri cu plante naturiste, urzică. Înainte bunicile noastre, dacă nu greșesc, cu cenușă și cu apă, că este un mediu alcalin, bănuiesc de asta și foloseau. Dar oțet. Este foarte agresiv. Este, da. Eu nu știam despre asta. Este agresiv. Un alt remediu despre oțet, ce puteți să spuneți? La fel? Dacă este agresiv? Nu. Da. Nu. Nu este agresiv oțetul pentru clătirea părului? Nu recomandăm, dar nu este într aceeași măsură de agresiv ca apa cu cenușă care s-a vorbit. Mm-hmm. Puteți să ne spuneți, noi avem aici în față trei produse care sunt în special pentru căderea părului. Ați putea să ne spuneți un pic despre ele, ca să multe femei poate au probleme acum, da. Și nu știm la ce să apelăm. Chiar nu cunoaștem și în cazul ăsta un specialist, dacă ne recomandă, sunt sigur că... Avem un complex de vitamine Revalid, care conține microelemente, deci conține ca minerale ferul, cupru, zincul, conține extracte din plante, totodată conține și biotină. Este un complex ideal în perioada când ne confruntăm cu o cădere difuză. Se administrează pe minim 3-6 luni. Avem un șampon revitalizant, fortifiant, care stimulează creșterea firilor de păr Revalid și avem și o loțiune Revalid care vine cu un ser Revalid care vine cu un extract patentat pentru stimularea și regenerarea firilor de păr. Deci am aflat destule informații astăzi, utilă, sper că o să vă fie de folos. Am aflat despre ce produse trebuie să folosim atunci când, ca să prevenim căderea părului, când trebuie să ne adresăm la timp, la medic. Așa că, doamna Lucia, astăzi ați fost de mare folos, am aflat multe informații, vă mulțumim foarte, foarte mult, iar noi vă așteptăm, ca de obicei, în fiecare marți și joi. La revedere, o seară frumoasă!